Bună seara, dragii mei! M-am gândit să vă mai filmez cu Miriama mea, cum mergem noi la dans, la Palatul Cultural. Am venit pe jos, că nu știu ce se întâmplă cu tramvaiul ăsta cu care venim noi, cu numărul ăsta, 18, de regulă are probleme tot timpul. Ba vine, ba nu vine, ba întârzie, ba... La culmea, sunt tramvaie atâtea noi, dar nu știu de ce se întâmplă chestia asta. Acum am venit, cine știe când mai vine, altul, să mergem la Palatul Cultural. Deja e ora 5 fără 10, nu știu, poate întârziem. Așteptăm să vedem acum ce o fi. Dacă întârziem foarte mult, poate nu mai intrăm la dans. Miriam, iubita mea, trecem pe partea asta, la altă, la tramvai. Aici așteptăm tramvaiul. Trebuie să vină din centru și să se întoarcă aici. Să mergem înapoi, vedeți, e fără 9 minute. Dacă vedeți, aici ne arată ceasul. Dar care ne trebuie? Ai, 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 oricare, 9 minute până la primul. Bun, ce facem, Miriam, că nu mai ajungem. Bine, lasă. E bai dacă ajungem târziu. Nu. Stați aici, în stație avem. Piața Vrameancu, zilnic de la 11 la 23, în fiecare weekend, spectacole de colinde. Colinde, cred că o să venim. O să venim sâmbătă să... Eu ți-am spus. Auziți ceva colinde de aici? Platoul din fața aparatului administrativ. Mai tare, cargo. Cargo, sprint, bani, prom, dragos, foc de artificii, revelion în aer liber. 30 noi. A început din 30 până în 7 ianuarie târgul de Crăciun. Târgul de Crăciun. Și acum mai avem rău. Arată. Uite, în 4 minute arată aici până vine tramvaiul nostru. Ai văzut? Și mergem. Acum o să întârzi vreo 5 minute cu Miriam. Dar nu avem ce face. Să mai bine decât să aștept. Ce frumoase bucășițele astea. De asta am făcut și noi panouri la școală. În sfârșit vine un tramvai în care ne putem urca. O să întârziem puțin, dar asta îi n-avem ce face. Să stăm aici pe partea asta, să vedem dacă s-au aprins luminile la piață. Da, e ora 5, după masă, încă nu s-au aprins toate luminile. Aici în piața Vrameancu, uitați roata panoramică, ce frumos se vede, la roată s-a aprins. Super, mamă ce frumos e, uitați, vedeți? Vede foarte fain. Aici am fost eu cu Miriama mea, iubita mea. Aici, în centru, pe străduță, s-au prins ceva lumini. Suntem în centru. Nu știu cât se vede de bine. O să vă filmez până... Prima, la a doua coborâm, ce adică la prima coborâm, mă poate că este un semafor pe traseul ăsta. În acest videoclip vreau să salut pe domnul Mihai, pe doamna Piri, pe doamna Lenuța, pe doamna care nu vrea să știe numele, să-i fie cunoscut, pe doamna Ana, pe doamna... Mulți domni, nu mai le rețin,
doamna Lavinia, atâția oameni, pe voi, pe toți, pe dumneavoastră, care ne urmăriți, am văzut la pachet deja 13.000 de ca. Domnilor dragi, vă mulțumim din suflet. Dar din suflet, vă rog, uitați-vă și la rețete, dragilor, iubiților, nu ne lăsați, că vă iubim. Da, sunteți oameni deosebiți, extraordinari. Dați McDonald's-ul. Sunteți oameni de omenie, oameni de plăcuți în fața lui Dumnezeu. V-am mai zis, nu că ne-a trimis nouă, ci ne face aceste gesturi, indiferent cui sunt oamenii lui Dumnezeu. Sunt foarte mulți, precum există și mulți care zărăi și răutăcioși. Dumnezeu să le facă buni. Deci, imediat aici ne-am oprit la semafor. Lasă că se vede aici. Eu o să vă arăt când cobor jos. La primărie s-au prins beculețele. Deci aici am coborât jos, imediat ajungem la palat cu fata mea. Numai bine aici am coborât la primărie, o mai filmez aici. Să vedeți cât de frumos. Nu s-au oprit încă toate luminile. Este frumos. Dacă avem verde, traversăm. Poate când venim o să mai filmăm puțin acolo, că noi mergem în partea opusă, în partea asta, cu fata mea și imediat ajungem. Și aici pe străzi, iluminat, până la Podgoria, cred că, dar până la gară. N-am fost în partea aia, dar cred că da. Dragii mei, am lăsat-o pe Miriam la palat. Eu fug până la Pepco. Vreau să-i mai iau ceva pentru Moș Crăciun. Eu știu acum, într-adevăr, că am primit o grămadă de cadouri, că n-avem cuvinte să mulțumim la Dumnezeu și la oamenii ăștia frumoși. Dar știți cum e, cât ar primi când e de la mine, e altceva. Nu știu, cred că ceva chiloței, vrea să iau un set de chiloței. Pentru Miriam și poate și pentru Maria ceva. Eu acum o să mă duc la Pepco și pentru Maria o să fugă la ceva. Nu știu, să iau la, nu știu cum se numește acolo. Dacă îi găsesc și ei ceva și cum la, nu știu, la moșul, la doamna Margaret vine moșul, nu știu. Ea, 100% ea Maria. În fiecare an, Maria și Mihaela, când era acasă, ne lua și ei și mie cadou. Și dă moș Nicolae, și dă moș Crăciun, și strângeau bănuților acolo, cum puteau, cum aveau. Deci în fiecare an, dragilor, cum ne-a ajutat Dumnezeu. Și asta e. Mulțumim dumneavoastră, mulțumim la bunul Dumnezeu că sunteți lângă noi. Uitați-vă la noi, dragilor, și la rețete, și la oraș, și la cumpărături, și la cadouri, la orice, dragilor. Nu ne lăsați, uitați-vă la noi, toți cei 16.000 de abonați acuși, cât are doamna Margaret. Vă mulțumim, o să vă mai arătăm pe tot ceva, dacă găsesc, sper că găsesc la mine am ceva, un set de chiloți. Și cam asta, că altceva nu-i mai iau nimic. O să vedeți, nu are multe, dar no, câteva acolo să aibă în punguță, eu nu cred că o să mai împachetez în pachet, în cutie. O să le așez acolo cât pot de frumos și o să le pun într-o pungă, în asta cu moșul sau de sărbători. Deci am ajuns la Pepco, mă urc pe scări și mă duc să văd. Veniți cu mine
să nu fiu singur, dragilor. Să vedeți și dumneavoastră că nu stau mult, stau foarte fugitiv, iau. Eu vreau să mai mă duc, dacă reușesc, și în alte parte. Și la 6, la 18, cum se spune, fără vreo 5 minute, trebuie să fiu deja după Miriam. Și așa că am întârziat, deci în vreo 40 de minute trebuie să rezolv mai mult drumul decât vă arat eu aici dumneavoastră. Deci suntem la Petco. Aici o să mă duc direct la Chiloțeai, Chiloți, cu Chiloțași. Eu cam știu pe unde vine. Asta e mărimea. Da. M-am pus ochelarii. Să văd numărul. 158, nu știu dacă nu-s prea mari. Da, să vedem. 16, 3 bucăți. Mi-e frică că-s cam mari astea, astea-lalte. Astea-s două bucăți. 13 ron. De tot 3 bucăți. În ce mărime? Na, pe aici nu scrie mărime, nu le văd eu. Hai să văd. Deci ăsta de la 158. Ăștia nu scrie la fel pe toți. Nu, ăsta nu scrie. Ce număr scrie aici? Deci după cum vedeți, am luat 4 chiloțași. La Miriam. 10 lei era setul, 20 de lei am dat pe 4, de 5 lei bucata. Coborâm jos și să văd dacă pot să mă duc și pentru Maria, să găsești ceva. Veniți cu mine, dragilor. Ne coborâm și ieșim afară. Dragilor, acum ies afară, traversez aici, mă duc în partea alaltă la ceva magazin, nu-i departe. Vedeți că e verde, mă grăbesc. Știți ce îmi pare rău? Că am filmat și poate vede și Miriam. Și deja m-am dat de gol cu chiloții ăștia. Mai bine nu vi arătam, nu spuneam nimic. Dar asta a fost acum. N-am ce să fac. Na. Poate că nu vedea videoclipul ăsta. Nu urmărește toate videoclipurile, au fi la școală. Și asta e. Haide să trecem de ăsta. Și aici, la magazinul ăsta, o să intră. Dragilor, uitați cum se vede. Am reușit să-i cumpăr ceva și la Maria. Și mă duc înapoi după Miriam la Palatul Copiilor. O să vă mai arat ceva luminițe dacă am timp. Dragilor, am reușit să fugă și până aici, în fața primăriei, să vă filmez. Da, ce frumos arată. Nu știu dacă se vede cum strălucesc ele pe față. Aici, bă, că nu s-a prins 2024, în partea în altă s-a prins cu Aradul. Uitați și în partea asta ce frumos se vede. M-am mai filmat, eu vă mai filmez. Uitați ce frumos se vede și aici. Super! Vedeți? Vă arat ca să vă delectați ochii și inima și sufletul. Uitați ce frumos! Super! Mai nu știu când o scop pe Maria, că pe aici trecem, adică pe Miriam. Noi toți suntem cu M, cum a zis cineva, familia cu M. Ne mai încurcăm, Mia cu Maria, cu Miriam. Uitați Bradu.
Cine e asta? Spărgătorul de nuci? Dar ce frumos! Doamne, ce m-ar place să mai fiu copil! Eu când am fost copil n-am avut așa parte de așa frumusețe, dragilor! Nici n-am visat la așa ceva frumos! Uitați! Vedeți? Haideți, stați în glob roșu aici. Și bradul nostru frumos. Super. E fain și aici și la piața Vrămiancu, e foarte frumos. Da. Arătăm și aici, ce frumos e. Mihă, dacă îți place, tati, îți place, dacă te uiți. Aici m-am pus, m-am făcut de o poză cu Miriam. Da. Ce îmi plac balelele astea, ce-i flore asta? O, la leagă. Și aici sunt steluțe pe partea asta. Și aici Arad, te iubesc. Inimioară mare, Arad. Și acolo un brăduleț multicolor. Deci m-am filmat, dragilor, mă duc înapoi după Miriam. M-am bucurat că am ajuns să pot să vă mai filmez, să vă mai directați ochii. Nu uitați să ne urmăriți, dragilor, neapărat și la rețete, nu uitați de noi. Chiar dacă facem varză călită, chiar dacă facem macarone cu brânză, sarmale sau orice, facem, uitați-vă la noi, dragilor, dar ce frumos, super! Vedeți câte frumusețe ne-a lăsat Bunul Dumnezeu și oamenii, cu mintea noastră, oamenilor care tot Dumnezeu ne-a dat-o, ne-a îngăduit-o. Deci vă las deocamdată, mă duc după Miriam. Am ieșit cu Miriam de la Palatul Copiilor, dragii mei, și mergem la tramvai. Vă mulțumim că sunteți cu noi, că ne urmăriți. Noi vă iubim. Eu vă rog să ne rugăm pentru doamna Piri, domnul Mihai, doamna Lenuța, doamna care nu vrea să-i spunem numele. Doamna Ana, doamna Lavinia, doamna Mihaela, doamna, nu mai știu, nu știu, vă știu cu numele, dragi, pentru toți urmăritorii noștri și pentru dușmanii noștri, să ne rugăm, pentru cei bolnavi în special. Sunt oameni minunați aici, hai, da, hai cu toate că nu-s mașini. Deci trecem prin fața primăriei și mergem la tramvai. Dragilor, nu-i frig, să știți, la noi în Arad, la ora asta, suntem în, la ora 18, miercurea, când filmez. Cred că o să-l pună mâine dimineață, Maria. Când o să-l vedeți, o să vedeți, cred că joia dimineață, nu mi-e sigur. Eu l-am filmat și ei îl pune când doresc ei. Deci trecem pe la sfat. Nu mai arătăm odată floarea asta care îmi place mie. Arat, te iubesc. Și mergem la tramvai. Deci e fain se vede de aici. Deci stăm în stație la tramvai, așteptăm tramvai, avem vreo 3 minute de așteptat, ne urcăm în tramvai.
Astea nu le-am, aș fi vrut să le filmez de aproape, dar n-am reușit. Vedeți astea care albe cu ceva albastru, cu steluțe. Îmi plac iar foarte mult. Dar nu pot să trec acolo, că... Da. Deci vă mulțumim din nou că ați fost lângă noi. Noi vă iubim. Vă dorim tot binele din lume, să apropie sărbătorile. Vă dorim sărbători fericite, Dumnezeu să fie lângă voi. Iată vine și tramvaiul nostru. Ne urcăm pe el și imediat coborâm aproape de căsuța noastră. Hai, hai pe aici. Hai, imediat, uite, avem și loc. Suntem aici în față, primul scaun din tramvai. Și mergem către casă. Filmez un tramvai cu moșul. Hai, da! La biserică? La Dunou. Fă cu mâna la moșul. Uite, te cheamă moșul. Hai, hai la moșul. Te cheamă, hai. Mulțumim, moșule. Mulțumim, moșule. Sănătate, mai bine. Sărbători fericite, moșule. Ați văzut? Ne-am întâlnit cu moșul. Uite-o mea. Ați avut ocazia să vedeți și tramvaiul. O vrut să ne iei pe tramvai, că m-am văzut cu Miriam. Dar merge la Aradul Nou. Vedeți? Dacă mergea către partea noastră, ne urcam pe el. Imediat trebuie să vină și al nostru. Aproape la căsuța noastră, mai avem puțin de mers. Vă mulțumim că ați fost cu noi, ați văzut ce surpriză, ne-am întâlnit și cu moșul, cu tramvaiul. Așa că Dumnezeu ne iubește și pe Miriam. Am văzut tramvaiul până prima dată când l-am văzut, să știți. Eu nu l-am mai văzut. Tu l-ai văzut, Miriam? Ce, să văd un tramvai curat? Da. Anul ăsta. Bine că mă plimb eu singură, că dacă tu n-ai văzut... Da, nu l-am văzut. Păi poate m-am gândit cu Maria sau... Nu m-am plimbat cu Maria. Nu s-o plimba. Ea numai cu mine să plimbă, vedeți? Deci vă iubim, oameni buni, vă mulțumim că ați fost cu noi, vă lăsăm cu bunul Dumnezeu, vă îmbrățișăm, la revedere!